Bună ziua, vă rog să luați un loc. Doamna judecător, vă rog să vă prezentați în inima acestui profesional, să ne spuneți de ce v-ați hotărât să reveniți în fața Consiliului pentru a promova la Înalta Curte. Bună ziua, sunt judecător în cadrul secției de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel Ploiești și luând în considerare perioada în care am funcționat în calitate de auditor de justiție la Institutul Național al Magistraturii, am o vechime în profesie de aproximativ 22 de ani. Așa cum am spus și în interviurile precedente, sunt absolventă promoția 2001 a Institutului a Facultății de Drept Universitatea din București, precum și a Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene, absolventă promoția 2003 a Institutului Național al Magistraturii, am funcționat în calitate de judecător stagiar în cadrul judecătoriei Brăila din septembrie 2003, pentru o perioadă de câteva luni, iar după susținerea examenului de capacitate în toamna anului 2003 și promovarea acestuia, am fost numită în primăvara anului 2004 în calitate de judecător definitiv la nivelul judecătoriei Mizi. Am funcționat în cadrul acestei instanțe o perioadă de aproximativ un an. Am soluționat litigii, în special în materie civilă, așa cum am afirmat și anterior. În urma obținerii unui transfer la judecătoria Ploiești, mi-am desfășurat activitatea în cadrul secției întâi civile a acelei instanțe pentru o perioadă de 2 ani, judecând litigii specializate în materia respectivă, intrând în complete de unii judecători, soluționând litigii de fond funciar, de competența instanței de dreptul familiei și de tutelă, litigii de drept civil pur. În urma susținerii examenului de promovare în 2007, am promovat efectiv la nivelul secției întâi civile a Tribunalului Prahova, unde mi-am desfășurat activitatea pentru o perioadă de câteva luni și am intrat în complete colegiale de litigii de muncă și de apel. Am soluționat în special litigii de partaj succesoral și în apel litigii de muncă diverse. În perioada 2007-2009 am fost detașată în cadrul Direcției Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, perioada în care am pregătit apărările Guvernului României în cauzele aflate atunci pe rolul Curții Europene de la Strasbourg, redactând memoriile, întâmplările acestei părți în limba franceză și desfășurând și activitatea de punere în executare a hotărârilor pronunțate împotriva României de Curtea de la Strasbourg, colaborând cu reclamanții și cu autoritățile locale. După o perioadă de 2 ani, în care m-am aflat în concediu de creștere copil, la începutul anului 2012 m-am întors în cadrul secției întâi civile a Tribunalului Prahova, unde mi-am desfășurat activitatea, intrând de data aceasta, așa cum am afirmat și anterior, în complete colegiale de recurs și de apel și de unic judecător, derulând activitate specifică competenței specializate a secției întâi civile, soluționând litigii de fond funciar, litigii reglementate în prevederile legii 10, de competența instanței de tutelă și de dreptul familiei. În urma promovării, valorificării, de fapt, rezultatului obținut la examenul de promovare la nivelul Curții de Apel Ploiești, mi-am început activitatea în cadrul secției mixte a acelei instanțe la începutul anului 2015 și pentru o perioadă de 3 ani am intrat în 4 ședințe pe lună, ședințe mixte, în complete colegiale de apel, soluționând litigii cu profesioniști și în materia procedurii insolvenței. Acele ședințe cuprindeau și litigii care trebuiau să fie soluționate în complet și au fost soluționate în complet de recurs, specifice materiei de contencios administrativ și fiscal, precum și fonduri în materia contenciosului administrativ și fiscal. În urma reorganizării secției, la începutul anului 2019, am fost delegată în funcția de președinte a secției nou formate de contencios administrativ și fiscal pentru o perioadă de 6 luni, perioada în care am manifestat un interes deosebit pentru organizarea secției, pentru constituirea colectivului nou format de judecători și a personalului auxiliar de specialitate și unificarea practicii. Din iulie 2019 până în prezent îmi desfășor activitatea în cadrul secției, ca și atribuții administrative, așa cum am mai afirmat anterior, la
nivelul Curții de Apel Ploiești, am fost desemnată judecător responsabil cu organizarea activității de formare profesională descentralizată a judecătorilor și în această calitate, pe baza interesului și opțiunilor exprimate de colegii mei, am desfășurat activității de formare de diverse tipuri. De asemenea, fac parte din colectivul organizat la nivelul secției de unificare a practicii judiciare și de întocmirea referatelor de sintetizare a practicii instanței de control a Înaltei Curți de Casație și Justiția. Sunt titulară a două diplome de master, una în materia drepturilor fundamentale ale omului și una în materia dreptului comunitar. Formator din 2009 al Institutului Național Magistraturii, responsabil cu formarea continuă la nivel descentralizat a judecătorilor. Sunt membra a Rețelei Naționale a Judecătorilor Coordonatori în materia dreptului unional, încă de la momentul constituirii acestei rețele. De asemenea, astfel cum reiese din curriculum vitae, am participat la mai multe sesiuni de formare, încercând să identific instrumentele potrivite, adecvate, în vederea creșterii nivelului calității actului de justiție pe care l-am înfăptuit și îl înfăptuiesc, a nivelului de competență profesională, în vederea soluționării procesului conform garanțiilor stipulate de articolul 6 din Convenție, într-un termen optim și previzibil. Ca și înscriere în prezenta procedură, mărturisesc că aceasta reprezintă o dorință pe care am avut-o mai de mult. Îmi doresc să promovez la nivelul secției de contencios administrativ și fiscal și să fiu membra acestei secții. Consider că aceasta reprezintă o tendință normală a unei cariere profesionale astfel cum a fost derulată până în prezent. Îmi doresc să judec în litigii care s-au aflat în competența specializată de primă instanță a Curții de Apel București, să am o viziune de ansamblu asupra unificării practicii prin participarea în cadrul completelor specializate de la nivelul în alte curți de unificare a practicii judiciare, să-mi desăvârșesc pregătirea și experiența profesională în domenii diverse. Ca și motivație de revenire și reînscriere în această procedură, așa cum ați întrebat, consider că lucrurile frumoase nu sunt așa de ușor de obținut. Eu sunt o persoană luptătoare și, în primul rând, și de fapt lupt cu mine însă să-mi controlez emoțiile care mă domină și în prezent. Consider că îndeplinesc condițiile de integritate, că am respectat și respect în continuare principiile de etică și deontologie, că am accesat de-a lungul timpului, manifestând interes deosebit pentru perfecționarea profesională, toate instrumentele de formare profesională pe care le-am identificat, tocmai pentru a asigura un înalt nivel calitativ al actului de justiție pe care îl înfăptuiesc. Consider că mi-am dezvoltat abilitățile de ascultare activă și de comunicare eficientă și în sânul colectivelor de judecători în care am funcționat și în cadrul completelor de colegiale în care mi-am desfășurat activitatea. Și consider că de data aceasta am credința că vă voi convinge că îndeplinesc cumulativ toate condițiile, standardul și profilul profesional solicitat unui judecător din cadrul instanței supreme, că am manifestat întotdeauna grijă pentru asigurarea imparțialității, aparenței de imparțialitate, a independenței puterii judiciare și a aparenței de independența acesteia, și că vă voi convinge și pe dumneavoastră de aceste lucruri. Da, vă mulțumim. O să vă adresăm și noi câteva întrebări. O să vă rog la obicei din care să... Mulțumesc. Domnul judecător, ce credeți că v-a lipsit la procedurile anterioare? Așa cum ați identificat, am afirmat, la niște concluzii, ați îmbunătățit sigur, ceva de atunci? Am încercat și încerc în continuare să-mi controlez mai bine emoțiile.
Sunt o persoană emotivă. Pe parcursul derulării activității judiciare și în cadrul ședințelor de judecată nu sunt stăpânită de emoții și reușesc să păstrez solemnitatea și autoritatea în sala de judecată, urmărind protejarea drepturilor și libertăților fundamentale, dar dată fiind importanța acestui interviu pentru mine, cred că aici a fost o principală chestiune asupra care am reflectat. În plus, desigur, am avut timp să reflectez și asupra întrebărilor care mi-au fost adresate pe parcursul procedurilor la care am participat anterior și consider că poate nu am reușit să realizez sau să argumentez suficient dintr-o perspectivă multilaterală anumite aspecte care mi-au fost puse în discuție și că unele dintre acestea poate ar fi necesitat o prezentare mai nuanțată a unor argumente suplimentare pe care la momentul respectiv poate nu le-am avut în vedere. Eu mai am o nelămurire și poate m-a ajutat noastră să o clarific. Fără îndoială sunteți un judecător care s-a preocupat constant de pregătirea profesională. Sunt foarte multe sesiuni de aspirantură, sesiuni de formare, aveți două mastere, unul comunitar. Ați făcut stagiu, ați fost detașată la centru guvernamental. Pentru mine, având în vedere această experiență, este foarte greu să înțeleg anumite concluzii din raportul de evaluare. Adică, rețin colegii mei că valorificați în mod excesiv jurisdicția CEDU, uneori formal, de fapt asta mă îngrijorează, uneori formal, sub forma unor șabloane de tip copy-paste, care sunt reluate în hotărâri similare. Este foarte greu să înțeleg stilul ăsta de abordare pentru un judecător care s-a preocupat tocmai pe această linie de pregătire profesională, pregătirea profesională. Ce s-a întâmplat? Mai mult decât atât, am mai reținut un lucru care, de asemenea, m-a pus pe gânduri. Dispozitivul hotărârilor prin care se admită în partea acțiunilor, se casează în partea semnită, are în general un caracter ambigu. Vorbim de dispozitiv, da, deja. Și atunci am o serie, adică vreau să mă ajutați să înțeleg lucrurile astea. Pentru că ceva nu se potrivește. În ceea ce privește, poate, utilizarea șabloanelor din cadrul anumitor hotărâri, cred că vă referiți la acele decizii de trimitere spre rejudecare, de casare cu trimitere spre rejudecare, în care recompletul de judecată în urma deliberării, poate că am apreciat că ar fi fost suficientă ilustrarea principiilor reiterate, cristalizate în jurisprudența Curții de la Strasburg și reiterate, fără a mai insista asupra unor anumite aspecte, poate particularizate situațiilor spețe, întrucât poate acelea nu erau incidente în speța deduse judecății și de aceea am considerat, reiterând anumite principii izvorâte din jurisprudența aplicabilă acestui specific de litigi, fără a le mai dezvolta. În anumite situații particulare, care au necesitat administrarea unor probe suplimentare sau lămurirea unor chestiuni de fapt, am încercat să realizăm o dezvoltare a argumentației ulterioară ilustrării acelor principii consolidate în jurisprudența Curții de la Strasburg și am încercat, evident, activitatea este perfectibilă și actul de justiție, niciodată nu este perfect, dar poate fi crescută calitatea acestuia, să ilustrăm în mod concret îndrumări exacte către instanța de fond pentru a, în vederea realizării unui proces echitabil, a stabilirii circumstanțelor faptice și a interpretării propelor care poate nu au fost administrate și, în plus, în anumite situații am constatat chiar că susținele părților din cele de chemare în judecată și din întâmpinare nu fuseseră analizate suficient și de aceea poate nu am mai insistat în dezvoltarea acelor principii decurgând din jurisprudența Curții de la Strasburg. În ceea ce privește acele dispozitive, sigur, în cadrul acestei proceduri sunt examinate hotărâri judecătorești pronunțate de-a lungul întregii activități derulate pe parcursul unui interval mai lung de timp. Așa cum spuneam, am manifestat întotdeauna și manifest preocupare pentru creșterea calității actului de justiție. Au fost perioade în care, într-adevăr, poate activitatea a fost mai încărcată, schema de judecători a fost insuficientă,
pentru o perioadă de 2 ani am intrat în complet colegial de cursuri, doar eu și colega mea de complet, și am condus spre deosebire de ceilalți colegi din secție mai multe ședințe de judecată. Poate, deși am încercat să desfășurăm un efort intelectual susținut, anumite aspecte nu au fost foarte bine cristalizate în dispozitiv. Sigur, putem să discutăm, numai că știm cu toții că o chestiune esențială pentru dezvoltarea sistemului judiciar o reprezintă până la urmă percepția publicului, a societății asupra acestuia, iar hotărârea judecătorească este esențială pe această linie. De-aia aș vrea să vă întreb cum vă raportați dumneavoastră până la urmă, din această perspectivă, la calitatea hotărârilor judecătorești și nu numai. Pentru că aici trebuie să facem cu toții mai mult, pentru că, din păcate, nu suntem într-un moment în care percepția să fie la cotele la care cred eu că ar trebui să fie în raport cu eforturile pe care fiecare, sau cu efortul pe care fiecare dintre noi îl face. Și întregul sistem judiciar în ansamblu. Da, trebuie să manifeste un efort constant pentru asigurarea clarității actului de justiție, a transparenței procedurilor în vederea consolidării și menținerii încrederii publicului în activitatea derulată de sistemul judiciar și, sigur, o motivare clară care se bazează pe un dispozitiv susceptibil de a fi pus în executare fără a fi necesară o lămurire a acestuia este esențială pentru derularea unui proces echitabil. Manifest în continuare grijă și interes în vederea evitării unor astfel de situații, sper eu că particulare, care poate au apărut în activitatea mea. M-am străduit și mă străduiesc în continuare să fie un dispozitiv cât mai clar, iar sintetizarea argumentelor părților să fie proporțională argumentației logico-juridice bazate pe probatorul administrat și care decurge oricum și se coroborează cu situația de fapt. Mulțumesc! Am o întrebare, doamne președinte, în continuarea celor pe care le-a remarcat și doamna președinte mai devreme. Am văzut în raportul inspecției judiciare, mi-a reținut acest lucru atenția, faptul că la secțiunea dedicată poziției noastre cu privire la independența judecătorului și a sistemului judiciar, ați argumentat această poziție prin referire la o serie de hotărâri ale Curții Europene de la Strasbourg. Sunt câteva, mă rog, destul de multe hotărâri citate. Au fost și mai multe hotărâri citate, dar acestea au fost selectate de doamna judecător inspector și am încercat... Ceea ce mă interesa, da, de fapt aici voiam să ajung, de ce ați simțit nevoia sau de ce ați avut reflexul acesta de a argumenta poziția cu privire la independența sistemului judiciar și a judecătorului pe jurisprudența Curții Europene de la Strasbourg? Adică ați simțit că e o lipsă a argumentelor juridice la nivel național sau care a fost și dacă vreți după să extindeți cumva explicația și să atingeți modalitatea în care dumneavoastră vă raportați și în dosarele pe care le judecați, adică vă simțiți cumva că ar trebui să fiți ancorată mai mult în dreptul european, în dreptul Uniunii Europene, jurisprudența de la Strasbourg. Și dacă da, în ce condiții sau dacă puteți extinde un pic răspunsul? M-am simțit că o simplă întocmire a unui astfel de lucrări pe tema independenței și imparțialității judecătorului cu indicarea anumitor principii generale sau pur și simplu prezentarea teoretică a anumitor concepte, din punctul meu de vedere, nu era suficientă și am apreciat că este necesară efectuarea unei activități de studiu a jurisprudenței, în primul rând a Curții Europene a Drepturilor Omului, pentru poate cumva preluând din activitatea exercitată la nivelul direcției agentului guvernamental. Dar nu neapărat în sensul că această susținere pe jurisprudența Curții de la Strasbourg îmi fundamentează hotărârile pronunțate în activitatea de judecată pe care o desfășor. Hotărârile pe care le pronunț sunt argumentate prin raportare la jurisprudența oricărei instanțe europene în măsura în care sunt invocate prevederi fie de drept unional, fie sunt invocate aspecte care relevă din materia drepturilor fundamentale ale omului și mă raportez la acea jurisprudență în funcție de incidența normelor de drept invocate în cauză.
Și de aceea am considerat că, citind spețele respective, mi s-au părut interesante din perspectiva prezentării anumitor aspecte, pe care poate să spunem că în activitatea noastră prin raportarea la bună administrare a justiției sau modul de organizare a activității judiciare din România, nu ne întâlnim cu aceste situații. Și mi s-au părut interesante după ce l-am citit și am considerat că independența și imparțialitatea judecătorului la nivel european poate fi prezentată din mai multe aspecte. A se vedea, de exemplu, cauza Wettstein împotriva Elveției și situația judecătorului cu normă parțială, specifică unui stat mic și regulilor de administrare a justiției de la nivel cantonal. Și la fiecare, în fiecare canton din Elveția erau alte reguli de procedură. Mi s-a părut interesant de ilustrat astfel de aspecte. Sau am simțit nevoia cumva să argumentez sau să indic argumente suplimentare din perspectiva necesității asigurării aparenței de imparțialitate. Și de aceea am simțit nevoia să prezint și precum și aparenței de independență. Și pentru aparența de independență, citind hotărârea pronunțată în cauza sacilor Lormin, mi s-a părut interesant cum s-a pus în discuție această aparență de independență cumva posteriori și aceasta a fundamentat opinia curții de la Strasbourg în constatarea încălcării articolului 6 din CEDO. În ceea ce privește aparența de imparțialitate, am simțit nevoia să preiau anumite principii decurgând din jurisprudența Curții de la Strasbourg și am prezentat astfel hotărârea în cauza Wettstein, cum vă spuneam, dar și în cauza Mikhalev și aici cu anumite particularități prin circumstanțele, să spunem așa, individuale ale cazului, precum și hotărârea din cauza Schrammeck. Revenind la întrebarea pe care m-ați adresat-o în legătură cu argumentarea pe care o efectuez prin hotărârea judecătorească, de regulă în litigiile de contencios administrativ și fiscal pe care le-am soluționat până în prezent, se invocă mai puțin prevederi care țin de Cartea Fundamentală a Drepturilor Omului și mai multe aspecte ce relevă din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Și poate cumva de aceea am simțit nevoia de a studia mai mult jurisprudența Curții de la Strasbourg pentru înțelegerea globală a acestor garanții a asigurării unui proces echitabil fundamentale. Întrebarea era cumva, să spun așa, mai generică și privea mai degrabă rolul judecătorului național prin raportare la corpusul normativ european sau al instanței de la Strasbourg. În ce măsură, pentru că, mă rog, cineva care ar lua contact așa la prima vedere cu raportul Inspecției Judiciare ar putea, spre exemplu, să tragă concluzia că, sau ar fi întemeiată concluzia că forța argumentelor, cel puțin în viziunea noastră, e superioară dacă vine dintr-o zonă, în măsura în care există argumente și la nivel național. Și asta mă interesa să clarificați noastră, din perspectiva noastră, raportul. Sigur, în calitate de judecător național, voi realiza o aplicare directă a prevederilor de drept incidente cauze în lumina interpretării efectuate de înalta curte prin instrumentele de unificare a practicii deciziile obligatorii pronunțate în recursul interesului legii respectiv prin intermediul completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept și a deciziilor curții constituționale, în măsura în care și acestea sunt invocate și sunt incidente cauze. Doar în măsura în care s-ar fi invocat aspecte de drept unional, aș fi coroborat argumentele sintetizate din jurisprudența națională cu cele care ar fi rezultat din interpretarea jurisprudenței Curții de Justiție și la fel în ceea ce privește jurisprudența Curții de la Strasbourg. Deci, o mai bună argumentare din mai multe perspective a unei hotărâri judecătorești, cred că are drept efect creșterea încrederii justițiabilului în derularea actului de justiție. Adică, primind argumente suplimentare și înțelegând că acea chestiune care a fost supusă judecății a fost analizată din perspective multiple, fiind luată în considerare și dimensiunea umană, conferă legitimitate și
corectitudine în ochii justițiabili a hotărârii judecătorești care este pronunțată. Și o mai mare acceptare a actului de justiție efectuat din partea publicului, consider eu. Da, și eu și mie mi-am dat atenția că în raportul inspecției judiciare, la secțiunea aceasta, privind modul în care vă raportați dumneavoastră la valori precum independența justiției și a judecătorului, ați făcut o serie de... ați enumerat mai multe concluzii ale curții de la Strasburg. Nu ați expus practic care este părerea dumneavoastră cu aceste valori. Și că întrebarea era a colegului și dacă trebuia neapărat să vă raportați la jurisprudența acestor curți internaționale sau puteam să ne cantonăm la ceea ce avem în dreptul național și... Sigur, mi s-au părut interesante circunstanțele particulare ale cazurilor pe care le-am studiat și v-am spus o perspectivă... Și vreau în continuare să spun, iar doar introduce, că ați citat aici într-un paragraf o hotărâre curților mai drept lume, spune că independența judiciară internă impune ca judecătorii să nu primească instrucțiuni, nici să fie supuși la presiuni din partea colegilor sau a celor responsabili administrativi de jurisdicția lor, cum ar fi președintele instanței sau al unei secții a instanței. Este o hotărâre din 2010 împotriva Croației, ați citat dumneavoastră aici. Cum vedeți dumneavoastră această chestiune care a reținut-o curtea europeană de drepturi? Adică cum ar fi presiunea din partea colegilor? Curtea europeană a drepturilor omului, prin hotărârea pronunțată în cauza Pavlov Kalchik împotriva Croației, a constatat că în circunstanțele cauzei nu a fost încălcat articolul 6 din perspectiva independenței membrilor completului de judecată învestit cu soluționarea acțiunii reclamante respective. Pretinsele presiuni și acte de influențare din partea colegilor sau a persoanei ierarhic superioare învestite cu atribuții administrative erau simplele susținere ale părții, ale reclamantei în cauză. Așa și-a fundamentat ea cererea adresată Curții Europene de la Strasburg, iar în speță, prin analiza particulară a situației, cu luarea în considerare a specificității normelor de organizare judiciară, s-a constatat în cauza respectivă că președintele față de care reclamanta de altfel spunea că s-ar afla într-o situație conflictuală cu acesta, întrucât a existat o plângere penală formulată de președinte împotriva reclamantei respective, s-au dovedit a fi nefondate. Președintele era învestit cu atribuții administrative, el nu efectua o repartizare a cauzelor către judecătorii care făceau parte din completul de judecată, care au analizat apelul reclamantei din speță, și exista, potrivit regulilor aplicabile în instanța respectivă, o repartizare aleatorii pe criterii alfabetice către președinții completelor de judecată, care la rândul lor, în ordine alfabetică, repartizau cauzele fiecărui membru al completului de judecată respectiv. Deci, din perspectiva aceasta, nu. Acum o să vă întreb, că nu vreau să îmi prezentați toată cauza, vreau să spun ce am citit eu aici și să explic cazul meu, pentru că acum îmi dați tot felul de detalii care practic circunstanțiază foarte mult speța și nu... Sigur, în ceea ce privește activitatea derulată în România, cauzele sunt repartizate aleatoriu, nu am simțit niciodată era chestiunea aceasta cu presiunea colegilor. Încercare de influențare din partea colegilor, nu. Dimpotrivă, întotdeauna am fost în măsură să judec de plină independență și imparțialitate. De altfel, am și menționat în cuprinsul lucrării întocmite care a stat la baza raportului întocmit de Inspecția Judiciară că superiorul ierarhic, președintele instanței sau președintele secției, este învestit cu atribuții administrative, iar controlul efectuat de președinții instanțelor în mod direct prin intermediul vicepreședinților sau judecătorilor desemnați de aceștia nu are ca obiect analiza activității de judecată. Eu personal nu am simțit niciodată nicio presiune din partea colegilor, întotdeauna pe baza deliberării efectuate în completul colegial, pe baza propriei conștiințe a interpretării în mod corecte
și prin raportarea la circumstanțele particulare ale cazului, cu luarea în considerare a jurisprudenței incidente în cauză, am pronunțat o hotărâre în deplină libertate și imparțialitate. Și în concluzie, nu era mai bine să ne spuneți care părerea dumneavoastră despre independență și să renunțați la enumerarea acestor hotărâri ale Curții Europene? Că era opinia dumneavoastră în legătură cu aceste valori. Dar am înțeles, nu mai am alte întrebări. O să-i dau cuvântul domnului psiholog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Respectiva motivație, dacă ne puteți spune, cum vedeți dumneavoastră integrarea, să spunem, la nivelul colectivului la NATO, curte, în eventualitatea în care veți fi promovat? Să fie ambițioasă, perseverent, aveți o carieră în spate. Și din această perspectivă, cum vedeți dumneavoastră evoluția carierei dumneavoastră, ce anume? Integrarea în completele colegiale? Da, integrarea, poate dezvoltarea anumitor abilități, noi cum? Dacă v-ați făcut așa o proiecție asupra... Am demonstrat diligență de-a lungul timpului și am atenție deosebită pentru dezvoltarea capacității de comunicare eficientă, considerând că aceasta este esențială atât în cadrul completelor colegiale din care am făcut parte, cât și în colectivul de judecători, și în relație cu celelalte instituții cu care am colaborat în exercitarea atribuțiilor administrativ-jurisdicționale de până acum. Am colaborat întotdeauna eficient cu aceștia, de altfel, așa cum afirmam anterior atunci când m-am prezentat, spuneam că pe o perioadă de 2 ani am funcționat în cadrul unui complet colegial de recurs în 2 judecători și astfel am intrat alături de toți judecătorii secției de contencios administrativ și fiscal. La fiecare ședință intram cu un alt membru în completul de judecată și pe baza unei comunicări optime și eficiente am reușit să ascultăm reciproc argumentele exprimate și să pronunțăm, încercând să evităm formularea unor opinii separate. Prin urmare, consider că, având în vedere rolul constituțional al înaltei curți de unificare a practicii judiciare, voi reuși să mă adaptez ușor și să comunic eficient cu noii mei colegi în toate completele din care voi face parte. Eu așa îmi doresc, sunt sigură că voi reuși în ipoteza în care se va considera, în cadrul acestei proceduri, că îndeplinesc cumulativ condițiile stipulate pentru accesul în cadrul instanței supreme. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamne! Vă mulțumim, nu avem întrebări. Mulțumesc și eu pentru atenția.